Mihai Bobonete este cunoscut în spațiul public pentru umorul său, dar și pentru rolul din serialul Las Fierbinți. Înainte de pandemie, show-urile de stand-up comedy se înmulțiseră pentru consacratul comic, iar acest lucru părea să îl solicite pe Mihai Bobonete, foarte atent la aparițiile sale. Actorul ajunsese să cheltuiască sume importante pentru ținutele de scenă, obligat de vestimentația serioasă a publicului din sală. Situația pandemică a dat însă peste cap planurile comediantului, numărul de spectacole suferind o reducere dramatică. Chiar dacă nu mai este el persoana cheltuitoare din familie, soția pare să gestioneze cu stoicism banii aruncați pentru haine. Am văzut un serial care explică faptul că nu ai nevoie de mare lucru și că poți trăi doar cu 4 tricouri și 3 perechi de chiloți. La un moment dat am băgat destul de mulți bani în haine, pentru că aveam foarte multe spectacole și mergeam pe premisa că trebuie să arăți impecabil atunci când apar pe scenă. Mai ales când am văzut că în unele localități din țara asta, oamenii care veneau la noi la show nu eram îmbrăcați în tricou, ei erau îmbrăcați în costum. Atunci am investit o perioadă în haine, iar mai apoi n-am mai făcut treaba asta.